13 consilieri, în total de 21 funcții. În vederea adoptării celor două proiecte scrise pe urmă de zi, sunt necesare 11 voturi pentru o majoritate absolută. Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi, mă înseamnă că și un an nu mai bun să aveți proporții. Prin discuția numărul 35 și din 12 aprilie 2021, Consiliul Local al Municipiului Roma a fost convocat în ședință de îndată. Ordinea de zi cuprinde două proiecte de hotărâre și este cea pe care ați primit și dumneavoastră prin e-mail. Dacă aveți completări la ce am spus până acum, dacă nu, vă rugăm să votăm ordinea de zi, așa cum a fost ea transmisă. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Vă mulțumesc. Primul proiect al ordinii de zi se referă la aprobarea schimbării destinațiilor imobile aflate în domeniul public local al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Salutare. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Rugăm să se noteze faptul că domnul consilier Moroșan nu a fost între timp și va participa la vot majoritatea de hotărâre. Așadar, proiectul de hotărâre privind schimbarea temporară a destinației centrului de municipal anumite din clădirea ambulatorului de specialitate din municipiul Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil prin amendament se introduce un nou articol, articolul 1, ce va da următorul conținut. Se aprobă modificarea temporară de structura spitalului municipal de urgență Roman prin înființarea centrului de vaccinare împotriva COVID-19. Articolele inițiale 1, 2 și 3 devin articolele 3, 3 și 4. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu amendamentul menționat de către președintele Comisiei de Urbanism. Sunt discuții? Nu se pune favorabil. Vă rog, poftiți. Nu se pune favorabil amendament? Am întrebat dacă sunt discuții, până să vedeți. Sunt discuții. Deci sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, votăm amendamentul. Cine este pentru? Împotriva? Abține. Mulțumesc. Votăm proiectul în forma tot cu amendament. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc mult! Domnul primar, vă rog. Vreau să vă dau și eu am anunțat. Multă sănătate în anul cum de prima ședință și iată că a fost vendată. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să facem niște demersuri legislative pentru operaționalizarea celor cu centrele de vaccinare care vor funcționa în teraza municipiului Roma. Și astfel, începând cu data de 15, aceste patru care le-ați aprobat astăzi vor trebui să fie funcționale. Vreau să vă mai fac cunoscut aspectul că în cursul zilei de ieri m-am întâlnit cu medicii de familie din municipiul Roma, tocmai pentru a deschide această colaborare și parteneriatul pentru funcționarea acestor centre. Vor funcționa centrele de varda, de durata 12 ori de zi, între 8 și 20, de favorare, iar fiecare centru va fi necesar prezența unui medic, a cel puțin doi asistenți și un registrator. Astfel că în momentul de față încercăm să asigurăm și necesarul de personal din Roma sau din zonele arondate pentru a putea desfășura activitatea aceasta. Sigur că pe parcurs ce vor avea și alte unități, o să ținem legătura și o să vă comunicăm. Sau dacă mai sunt alte demersuri legislative, o să vă solicit să aveți disponibilitatea pentru a le valida de urgență. Vă mulțumesc și salut tot mai încerc. A, da, așa cum mulțumesc domnul secretar, aparatul tehnic al Consiliului Local, spuneam în urma ședință de anul trecut, pentru data de vineri, începând cu ora 12, are loc o dezbatere de probleme tehnice, vizând aparatul Consiliului Local și modul de lucru al Consiliului Local, de aceea, cei care dintre dumneavoastră pot și doresc să
Dar la cum